tot încet privirea ta. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Oare pentru ce, fără un cuvânt, pe un drum sub zăr tu ai plecat? Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Acum când eu credeam mai mult în dragoste, iubirea mea nu-i frunză-n vânt, nu-i nălucire. Cu tine eu doresc să-mi dip în clipele. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Chiar dacă astea-i hotărât și vei pleca, eu îți doresc să ai noroc și fericire. Și uită-mă să-mi trecă tot prin viața ta. Dor de lună poate, eu rămân cu dorul soarelui. Dar nu pe real e speranța mea. Poate să revii, chiar dacă acum eu simt departe inima. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Acum când eu credeam mai mult în dragoste, iubirea mea nu-i frunză-n vânt, nu-i nălucire. Cu tine eu doresc să-mi dip în clipele. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Chiar dacă astea-i hotărât și vei pleca, eu îți doresc pe al noroc și fericire. Și uită-mă întregător din viața ta. Bine! Marian Borcan, pentru această frumoasă melodie. Mulțumim din suflet. Mulțumim, Mariana. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pe viitor. Și bun, dată și altă dată. O să facem și mai lată, dragi telespectatori. Bineînțeles, noi nu ne gândim la despărțire, nu. Pentru că ne aflăm la jumătatea emisiunii și chemăm alți prieteni, da? Sigur că da, și ar vrea să-l chemăm și pe Cristi Răducea, da? Să lângă noi, Cristi. Pentru că Adina, vin încoace. Și Adria. Șerban. Șerban. Eu am zis Adria, Șerban, spune tu, uite și microfonul, mai devreme v-am sărit, nu știu, nu v-am bine ați revenit alături de noi, nu i-am sărit, i-am citit, dar ei n-au venit alături de noi și din cauza aceasta v-am citit, să știți. Okay. Nu erau bun. În formulă completă când venise Elena Cuculici. Aha. Nu să o lăsăm singură, așa că... Da, ai văzut că i-a venit mai târziu și a vorbit. Ne-a luat înainte. Da. Și vine și acum. Bine. Spuneți. Cum vă simțiți la noi în emisiune? Prima dată asta vreau să vă întreb. Excelent. Dacă excelent, e bine. Transmite ceva pentru acasă, pentru cei de acasă? Ce să spun? Petrecere frumoasă în cazul în care vă aflați în fața televizoarelor, pe canapele, pe fotolii. Sper că vă distrați. Să rămână pe Edna TV, nu? Da. Corect, rămâneți totdeauna, nu mai în seara aceasta. Costi, vreau să vorbești despre trupa ta, pentru că știi mai mult, mult mai multe decât știu eu. Cu mare drag vreau să vorbesc despre trupa mea, despre colegele mele, colegii mei, Costel Zaharia. Vreau să-i și aplaudăm. Albert Ioniță Nai și ceilalți colegi care nu au putut să vină astăzi, Radu Horomnea, saxofon, Adrian Grigora. Care îl salutăm și noi. Îl salutăm și noi, bineînțeles, membrii ai Orchestrei Radio din București. Și vreau să spun despre această colaborare cu ei că este foarte bună, minunată și ne înțelegem foarte bine. Se vede. Da, se vede. Că ați venit la noi în emisiune și ați făcut o mare vâlvă. Și vreau să te felicit și pe tine pentru mișcarea scenică. Mulțumesc mult. Pa, și unde ai învățat? Probabil că sunt în
Da, te-ai născut cu pasul. Hai, fii sincer, eu cred că ai repetat mult în fața oglinzii înainte să vii la emisiune. Da? Da. E bine. Hai să chemăm special la activități. Mulțumesc și eu. Ana Maria Goga și Iulian Dumitrache. Relu Mucanu. Și Rosol Music Band. Da, sigur că da, toată trupa. Mariana Birică și Ioana Lungulese. Și eu sunt aici. Așa. Gabi Sântion și Laura Bondari. Florin Grigore a venit în această seară și Daniela Grecu. Da, Relu Mocanu l-am citit? Sugat? Uite, dacă Relu, bine ai venit Relu. Era prea mic să nu-l văd. Relu, îți mulțumim încă o dată pentru minunatele bucate alese pe care ni le-ai oferit de ziua lui Aurelian. Da, bucate bune. Și vrem să spunem că până la Edno, eu și cu minunata mea colegă Victoria, ne-am înfruntat și am mâncat un platou amândouă. Nu un platou, conținutul. Nu, da, și conținea platoul, mai bine spus, da, într-adevăr. Da, nu mai spun. Da, bine. Unde e Ana Maria? O chemă și pe Ana Maria. Vino ca ce... Uite, uite acolo, treci aici că vreau să stai lângă colaboratorul tău. Bună seara și bine v-am găsit. Da, dacă sunt mai mică, dar totuși nu cum sunt chiar adică? Atât de mică. Adică cum mica? Bun, dar Relu Mocanu n-a zis nimic, numai puțin. Spuneți. Vreau să mulțumesc, în primul rând, pentru invitație, domnul Ion, pentru că mi-a făcut din nou oferta să vin cu aici la... Și mă bucur, Relu, că ești alături. Și de fiecare dată o să vin cu mare plăcere la dumneavoastră. Mă bucur, mulțumim. Mă bucur, ești binevenit. Și vreau să mai spun că pentru prima oară voi cânta Oameni în emisiunea asta, a dumneavoastră. Asta a fost un pariu făcut de Valeria Arnăutu cu mine. Păi atunci oamenii vom fi cu toții. Pe cine stăm mai... Mai departe? Vino, deci Iulian. Vreau să vorbesc cu Iulian. Bună seara, bine v-am regăsit. Țin să vă mulțumesc din nou pentru invitație și aș vrea să aduc la cunoștința telespectatorilor că formația noastră, Rosol Music Band, care este formată din Marius Dinu, fondatorul formației Acordeon, soțul Anei Maria Goga, Sergiu Andrieș, saxofon, acești doi frați minunați, clape și vioară, Alex și Lucian Grigoraș, mă scuzați băieți, cumnatul meu Adrian Vasilică și bineînțeles mai avem un membru care e acasă, Marian Piru, colegul nostru, fiul, pe care nu? Respectăm, și fratele lui Marius Dinu, Robert Dinu, care este băiatul cu sonorizările. Și să menționăm că în fiecare miercuri ei vor fi aici alături de dumneavoastră. Asta am vrut să anunț, că veți fi alături de mine în fiecare miercuri. Bun. Și vreau să mai spun că pentru cei care vor să ne cunoască mai mult, să se aboneze pe canalul nostru de YouTube, Rosol Music Band. Deja facem și publicitate, foarte bine. Vreau un microfon. Microfonul. Florin Grigore, bună seara, bine bună seara și bine v-am regăsit. E miercuri, da. Trebuie să fim la Edno, păi nu normal, bineînțeles, cum am învățat telespectatorii. Da, mă bucur foarte tare că din nou în această seară sunt alături de voi. Salut pe toți cei din fața micilor ecrane care ne urmăresc și care ne susțin. Vă pupăm și vă iubim, iar noi vom fi aici alături de voi în continuare. Cred că de fiecare dată când vede numărul meu, zice, doamna Mariana mă cheamă la emisiune. Mariana, știu că tu vrei să faci o dedicație pentru cineva. Avem aici în public o doamnă, e Caterina, am înțeles eu bine? Sau Catrina, sau care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Și spune la mulți ani și noi. La mulți ani, multă sănătate. Da. Ne-a spus o păsărică că... Astăzi este ziua dumneavoastră și vrem să vă spunem toți cei care suntem în platou, la mulți ani. La mulți ani, multă sănătate. Mai avem o mamaie. Mamaie Talpoș. Talpoș, că mereu îi spunem, că îi zicem, că îi spunem la mulți ani, multă sănătate, că are nevoie multă, da. Și mai am și eu tanti Niculina, știi, zice, tu Marie spui mie. La toți, dar zice, mie nu spui niciodată. Și tanti Titina că mă ajută la ei. Și du-te repede la fata ta că e plecată și merge așa, cu microfonul și mai departe. Roxana că a zis că în seara asta s-a dus la cineva și îi prinde postul nostru românesc. Este salutăm, în Londra. O salutăm și pe o salutăm toți. Pupici. Și toți ceilalți care îmi sunt bun. Dragi și iubesc Daniela Grecu. Bine v-am găsit! Bine ai revenit! Sunteți toți? Daniela, mulțumesc pentru dulciuri! Mai fost dulci bune, puține, nu? Așa. Da. Puțin. Am reușit. Da. Bine puțin. Că sunteți toți. Am venit și eu, a zis Mariana. Atât ați trebuie. Dacă nu vii, aia ești. Mami, bun. Piesa ți-o dedic. Bun. Laura Bondari. Laura și...
Și Gabi, Laura, și Gabi, mai veselă, da? Invitație. Așa zâmbește. Zici că ne ia la bătaie, Laura. Ce-ai pățit, Laura? Seara, Laura s-a supărat pe mine că am etichetat-o pe Facebook cu spatele la Gabi. Și spune să am spate în spate. Bine, bună seara telespectatorilor, toți fanilor noștri. Vă mulțumim pentru că ne-ați încurajat, pentru că ne-a susținut. Iată că pentru dumneavoastră, eu cu Gabi, așa cum am promis, am scos o piesă nouă. Încă o dată, vă mulțumim și vă iubim. Și încă ceva am uitat pentru un fan de-al meu, Ioan. Tot binele din lume, multă sănătate și piesa din seara asta ți-o dedic și ție. Te salutăm și pe tine, Gabi. Gabi, bună seara și bine v-am găsit. Bine ai revenit. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Ești prea departe de mine, cum nu știu, nu mai vin lângă mata. Vino și zici, ai de zis repede că suntem în întârziere. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație, vreau să vă fac cunoscut că vom cânta în prima audiție la dumneavoastră în emisiune piesa asta. Aplauze! Cum să nu? Nicoleta! Ia să vorbim și cu Nicoleta. Bună seara, vă spun din nou tuturor telespectatorilor, spectatorilor, tuturor colegilor care sunt prezenți în această seară. Piesa pe care o dedic este pentru cei care iubesc foarte mult, pentru că vine ziua îndrăgostiților, pentru familia mea și pentru toți cei care ne urmăresc. Cum să nu? Gabi, Gabi, repede, zice că mai e ceva de... Da, voiam să vă spun că n-am venit singur, alături de mine se află și doi dintre colegii mei, dacă se poate din să vină un pic informația Gabi Sintion. Îl avem cu Vioara, pe maestru Băsescu, să-i spunem așa, Vasile Florea. Așa-i spunem mereu. De la Cotrocene a fugit direct aici. Așa-i spunem noi mereu. Și la instrumente cu clape și țambal, maestru Florian Cioc. Bună seara, așadar, bine ați venit alături de noi. Adriana, prezentările le-am făcut. Bineînțeles. Trebuie să începem maratonul muzical, pentru că avem... Iulian Dumitrache, am vorbit cu Iulian. Și Roson Music Band ne vor cânta. Sigur. Chiar acum. Roson Music Production. Știu omul ce are scris în viață, de-ar avea o carte mare în față, să citească ziua și noaptea și să schimbe tot răul din ea. Dar știu omul ce are scris în viață, de-ar avea o carte mare în față, să citească ziua și noaptea și să schimbe tot răul din ea. Dar putea omul să schimbe răul bine, zilele ar fi senine. S-ar gândi la sănătate, ar lăsa banii deoparte și-ar ține familia aproape. Dar putea omul să schimbe răul bine, zilele ar fi senine. S-ar gândi la sănătate, am lăsat banii deoparte și-ar ține familia aproape. Eu mult am mai muncit și de mic copil m-am chinuit. N-am știut ce e copilăria, am știut să-mi fac doar datoria. În viață eu mult am mai muncit și de mic copil m-am chinuit. N-am știut ce e copilăria, am știut să-mi fac doar datoria. Dar putea omul să schimbe răul bine, zilele ar fi senine. S-ar gândi la sănătate, am lăsat banii deoparte și-ar ține familia aproape. Dar putea omul să schimbe răul bine,
sănătate. Am lăsat banii deoparte și-ar ține familia aproape. Am trecut prin chiști, m-am mulțumit cu mult, dar și puțin. Azi sunt cel mai fericit în lume, încă familia mea e lângă mine. Chiar din viață am trecut prin chiști, m-am mulțumit cu mult, dar și puțin. Azi sunt cel mai fericit în lume, familia mea e lângă mine. Dar putea unul să schimbe rău în bine, zilele ar fi senine. S-ar gândi la sănătate, am lăsat banii deoparte și-ar ține familia aproape. Dar putea unul să schimbe rău în bine, zilele ar fi senine. S-ar gândi la sănătate, am lăsat banii deoparte și-ar ține familia aproape.